ziua înainte de a începe, am rugămintea la dumneavoastră pe viitor să respectați ceea ce v-am înaintat. Am solicitat prin adresă la ședință să fie prezenți titularii, cei care sunt trecuți pe ordinul respectiv. Și doar în cazuri deosebite, după ce se aduce la cunoștința prefectului sau subprefectei, să participe înlocuitorul. Constat că uneori nu prea se prezintă cine trebuie la ședințe și asta pentru că așa dorește șeful instituției respective, ceea ce nu este în regulă. În conformitate cu ordinul 298 al prefectului județului Vâlcea, se convoacă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ședință extraordinară, în data de 14.08, începând cu ora 14, următoarea ordine de zi. 1. Situațiile de urgență înregistrate pe raza județului Vâlcea în perioada 27 iulie 14 august 2018, inventariate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prezintă domnul Anza San Voit, domnul Din. Doru Constantin, permiteți. Șeful serviciului. Nu, domnul Din e prezent. Da, e făcut. Cum vorbiți? Da, așa este. Și al dumneavoastră, da, mi-am spus că veți face și al dumneavoastră. Deci veți prezenta dumneavoastră, înțeleg, da? Domnul inginer Doru Constantin. Eu sunt. Păi știu că sunteți dumneavoastră, dar dumneavoastră prezentați materialul? Da, am prezentat. Bun. Punctul 2. Informare privind refuzul unor autorități locale de a prelua de la depozitoria GDP Vâlcea, stat aposată în municipiul Nicu Vâlcea, cantitatea de motorină repartizată prin hotărârea Comitetului Județean în situații de urgență, numărul 14 din 10-a 7-a 2018, prezintă la Unențiu Papa și serviciu în cadrul instituției prefectului. Punctul 3. Completarea dispozitivului unor hotărârea Comitetului Județean în situații de urgență cu propunere de lucrări pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice, zonelor de risc apărute pe unele cursuri de apă din județul Vâlcea. Prezintă doamna Miroiu. Domnul Doru Constantin. Bună toate. Și dânsa e tot de concediu? Este o problemă familie. Nu știu dacă li s-a spus raportul. De vedea. Da. Fără comentarii, domnul Doru Constantin. Punctul 4. Informare privind evoluția pestei porcine africane pe teritoriul României. Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane în județul Vâlcea. Cine e de la... Dar fi fost culmea, știți să fie de la dumneavoastră cineva și dumneavoastră să stați prin birou. Să fiți la birou, să trimiteți fără cineva. Okay. Și domnul Pascal. Articolul 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean de Situații de Urgență va asigura comunicarea prezentului ordin persoanelor interesate. Vreau să mulțumesc că de fiecare dată mass media prezente la această ședință. Am rugămintea la dumneavoastră să prezentați într-un mod sintetic materiale, să nu pierdem timpul, pentru că oricum ele vor fi puse la dispoziția dumneavoastră în forma în care sunt promite, așa pentru că ta, să fie, să poate să fie preluate de către reprezentanții presă. Bun. Punctul 1. Domnul Doru Constantin. În intervalul 27 iulie 2018, 14 iulie 2018, au fost emise de INHGA 8 avertizări hidrologice și 11 avertizări meteorologice de Agenția Națională de Meteorologie pe raza județului Vâlcea. S-au înregistrat precipitații semnificative în zona bazinului Orteț, la stația Nistorești, respectiv total precipitații 91 de litri per metru pătrat și 56 de litri per metru pătrat în bazinul hidrografic Cadeului Oșan la stația Hidrohorezul.
În rapoartele pentru pagubele provocate de manifestarea fenomenelor hidrometeo periculoase, au fost întocmite la nivel de OAT-ul rapoarte operative, consemnate în prezenta situație. Au fost afectate obiective de raza 22 de OAT-uri și evaluate total pe raza 11 OAT-uri, parțial pe raza 4 OAT-uri și 7 OAT-uri în curs de evaluare. Pagubele, evaluarea pagubelor înregistrate, în cele parțial și total evaluate, se ridică la suma de 33.735.491 lei. Infrastructură afectată din administrarea reajă de pe Vâlcea, podul PDJ 676, podul PDJ 646, drumul de țean 676 și drumul județean 605 ani. La nivelul direcției agricole, fost suprafața afectată cu varză de câmp pe 9 hectare, grad de afectare 30%. Măsuri luate de structuri, SEGA Vâlcea a intervenit pentru reabilitarea zonei artificiale pe pârâul Marea Plopilor la Vaideni, pe pârâul Topoloc la dosul Nicolae Bălcescu și acționează în prezent pentru reabilitarea zonei artificiale pe pârâul Sâmnic la Goleci și pe pârâul Topoloc la Nicolae Bălcescu. Vă mulțumesc! Da, o să urmă repede. Vă rog, domnul director, vreți să completați materialul și cu cele pe servicul. Am două obiective afectate, dacă mi le puteți prinde. Vă rog frumos. Da, sunt două obiective. Un drum autoforestier suborbol la Voinasa, braza OAT-ului Voinasa, spre zona de munte, unde avem și acumulări de hidroelectrice ale lui Hidroelectrica, 3 km de drum autoforestier cu o valoare estimată de 900.000 de lei. Și o anexă la Ocolul Silvii Corezul, la o magazin de Ocol, braza OAT-ului Corezul, cu 30.000 de lei. Vă aș ruga să prindeți în material și obiectivele pe care le-am prezentat. Mai o secundă. Mai dorește cineva să intervină? Deci înțeleg că nu mai sunt foarte detalii. În condițiile acestea supun aprobării hotărârea privind situație de urgență registrate pe raza județului Vâlcea în perioada 27 iulie 14 august 2018, inventariată la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea a reorganizat prin ordinul prefectului numărul 163, întrunită astăzi 14 a 8-a, în ședință extraordinară, având în vedere informarea prezentată de Sistemul de Gospodărie a Apelor Vâlcea și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, privind situații de urgență registrate pe raza județului în perioada 27 iulie 14 august 2018, ținând cont și de propunerea făcută de Direcția Silvică Vâlcea, în temeiul al 10 alineatei din regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG 1491-2004, adoptă următoarea hotărâre. Articolul 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea ia act de situație de urgență înregistrate pe raza județului în perioada 27 iulie 14 august, prezentate în anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean va urmări aducerea în deplinirea prezentei hotărâri, care se va comunica în copie instituțiilor implicate. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bun. Trecem la punctul 2. Informare privind refuzul unor autorități locale de a ridica de la punctul de lucru al RAJDV Vâlcea cantitatea de motorină repartizată prin hotărârea CJSU. Domnul Bava, cantitatea asta poate să fie redistribuită? Am stabilit unde se redistribuie? Da, adică și o localitate... Ați trecut aici în... Da. Vor. Prezentați. Deci două dintre localitățile care au primit motorină din rezervele de stat prin hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență numărul 14 din 10-7-2018 au înștiințat instituția prefectului că renunță la a ridica această cantitate de motorină repartizată, întrucât și-au acoperit
Într-o cât și-au acoperit necesarul de motorină pentru lucrările de intervenții din resurse proprii. Este vorba de primăria Stoilești, care îi fusese repartizat o cantitate totală de 200 de litri de motorină și ne-a înștiințat că o pune la dispoziția Comitetului Județean de Situații de Urgență și primăria Comunei Copăceni, care renunță la o fracție de 1000 de litri din cantitatea de totală de 3000 de litri repartizat. Prin aceste refuzuri se registrează o cantitate disponibilă la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de 1200 de litri, aflată în depozitul RJDP de pe strada Posada din municipiul Râmnicu Vâlcea. Întrucât, după adoptarea hotărârii Comitetului Județean numărul 14 din 10 iulie 2018, primăria al 1 a solicitat o cantitate de 2000 de litri de motorină pentru lucrări de intervenție la obiectivele afectate lunile iunie-iulie 2018, propun Comitetului Județean pentru Situații de Urgență repartizarea cantității disponibile de 1200 de litri către această unitate administrativ-teritorială, întocmind în acest sens și un proiect de hotărâre de comitet. Mai dorește să intervine cineva? Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră hotărârea privind refuzul unor autorități locale de a ridica de la punctul de lucrare la GDP din strada Posada cantitatea motorină repartizată prin hotărârea CGSU Vâlcea, numărul 14 din 10-7-2008. Nu mai citesc preambulul același. În temeiul al 10, alinea 3 din regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționare, ajutarea comitetelor și centrele operative și alinea 22 litera B din 9G21-2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, se aprobă următoarea hotărâre. Articolul 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea ia act de refuzurile primării Comunei Copăceni, înregistrat numărul 2906-7-8-2018, de a prelua o fracție de 1000 de litri motorină din cantitatea totală de 3000 de litri repartizată la cerere prin hotărârea CGSU Vâlcea numărul 14 din 10-7-2018. Primăria Comunei Stoilești, înregistrată cu înregistrat numărul 5312-6-8, de a prelua cantitatea totală de 200 de litri motorină repartizată la cerere prin hotărârea CGSU numărul 14 din 10-7-2018. Prin aceste refuzuri, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, se înregistrează la datele 14-8 o cantitate totală disponibilă de 1200 de litri motorină aflată în depozitul REA JDP Vâlcea, strada Posada, municipiul Râmnicu Vâlcea. Articolul 2. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea aprobă repartizarea către Comuna al 1 a cantității disponibile de 1200 litri motorină aflată în depozitul REA JDP Vâlcea, strada Posada, pentru lucrări de intervenție la obiective de infrastructură tehnico-editară afectată de calamitățile naturale în anul 2018. Articolul 10. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență va urmări aducerea îndeplinirea prezentei hotărâri care se va comunica în copierea JDP primărilor din comunele Copăceni, Stoilești al 1 și altor instituții interesate. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3. Înainte de asta vreau să mulțumesc REA JDP Vâlcea pentru faptul că a permis depozitarea cantității de motorină. A fost un ajutor colegial pe care colegii de la REA JDP din subordinea Consiliului Județean ni l-au dat. Și încă o dată, în numele meu și al Comitetului Județean, vă mulțumim pentru sprijin. Punctul 3. Completarea dispozitivului unor hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea cu propuneri de lucrări pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice, zonelor de risc apărute în unele cursuri de apă din județul Vâlcea. Domnul inginer Doru Constant. Propunem pentru reabilitarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor modificarea hotărârii numărul 12 a CGSU Vâlcea pentru reabilitarea infrastructurii situate pe raza 7 UAT-uri, respectiv reglajare Govora la Bunești, din mal stâng, afectat, valoare 500.000 de lei, estimată valoare de reabilitare, pe amenajare pârâsului la Lidar Golești, valoare reabilitare estimată 300.000, regularizare Cerna și afluenți pe raza UAT Slătioara Stroilă Pușata, reabilitare lucrări și Albie Minoră, valoare 845.000 estimată, Pârâul Șam la Horezu, reabilitare
zone critice apărute în urma inundațiilor, valoare estimativă 180.000, consolidarea albie minoră Sasca la Milcoiu, eroziuni și consolidarea albie, valoare estimată 600.000 lei. Total, lucrări propuse pentru completare 2.425.000 de lei. În completarea hotărârii numere 15/2018 a CJSU Vâlcea, propunem reabilitarea zonei critice pe râul Sana, raza Oate-Stoilești, pe lungimea de 1000 de metri, valoare estimată reabilitare 600.000, regularizarea Cernișoara în comuna Cernișoara, pentru punerea în siguranță unei locuințe, valoare estimată 70.000, decolmatarea în diguire pe Lugeama la Drăgoiești, pentru punerea în siguranță a satului Buciumeni, valoare estimativă 600.000 de lei, regularizarea Lucavăț pe raza Oate-Băteșani, reabilitarea două puncte mari critice, valoare estimativă, reabilitare 1 milion lei, regularizare Bărustănească la Stoilești, punere în siguranță a statului de la confluență, valoare estimativă 300.000 de lei. Total, valoare reabilitare 2.570.000 lei. Vă mulțumesc. Există intervenții sau completări în sală? Bun. Dacă nu vă supun votului dumneavoastră, hotărârea privind completarea dispozitivelor în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea a reorganizat, întrunit astăzi, având în vedere solicitările sistemului de gospodire a apelor numărul 7247 în 2-8-2018 pentru completarea anexei la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 12 în 6-7-2018 cu propunere de lucru pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice și zonelor de risc apărute pe cursurile de apă Govora, Sâmnic, Cerna, Ușan și Sasca ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-iulie 2018, solicitarea 7224 din 2-8 pentru completarea anexei la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 15 din 26-7-2018 cu propunere de lucrări pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice, zonelor de risc apărute pe cursurile de apă Ursana, Cernișoara, Geamăna, Lucavă și Stăneasa ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-iulie. În temeiul 10 alinea 3 din regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea, dotarea comunităților și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG 1491 din 2004 și ale AR 22 din nou OUG numărul 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, adoptă următoarea hotărâre. Articolul 1. Se completează anexa la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 12 din 6-7-2018 cu propunerile de lucrări pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice, zonelor de risc apărute pe cursurile de apă Govora, Sâmnic, Cerna, Ușan și Sasca ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-iulie 2018 precizate în tabelul 1.1, parte integrantă a prezentei hotărâri, prezentată de altfel de către domnul inginer. B. Anexa la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 15 din 26-7-2018 cu propunere de lucrări pentru promovarea prin programul propriu de investiții pentru reabilitarea zonelor critice și zonelor de risc apărute pe cursurile de apă Ursana, Cernișoara, Geamăna, Lucavă și Stăneasca ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-iulie 2018 precizate în tabelul 1.2, de asemenea prezentare către domnul. Articolul 2. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență va urmări aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri care se va comunica în copii administrației bazinale de apă Olt, sistemul de gospodărie a apelor Vâlcea și altor instituții interesate. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Punctul 4. Informare privind evoluția pestei porcine africane pe teritoriul României, plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane în județul Vâlcea. Înainte de a-i da cuvântul domnului director, aș vrea să vă menționez faptul că săptămâna trecută s-a întrunit grupul de suport tehnic,
format din reprezentanții instituțiilor prevăzute în planul respectiv. S-au constituit acest grup și s-a stabilit ca la o periodicitate săptămânală să discutăm principalele aspecte care decurg din conținutul planului și care trebuiesc îndeplinite. La prima întâlnire s-au discutat un pic și despre aspectele preventive ale lorii măsurilor cu privire la vesta porcină africană, întrucât planul în sine, pe baza celui de la nivel național, nu prevedea foarte multe din aceste activități. Și am solicitat la data respectivă Direcției Sanitar Veterinare și Inspectoratul Județean de Poliție să prezinte și o informare cu privire la zonele unde sunt oprite autoturismele care pot să transporte animale. Ați primit datele? Păi, sunt convins că până la urmă ați înaintat datele respective? Poliția. Da, am văzut domnul Micle la datele. Le aveți? Da, da, da. Bun, aș vrea să-mi par bine și mie. Le-am dat. Vă mulțumesc. Vă rog să prezentați dumneavoastră în sinteză, adică nu trebuie să prezentați tot planul, oricum le dăm tot planul dumneavoastră. Aș vrea să informez că la nivel național boala evoluează în 8 județe. Deocamdată nu a trecut și în alte județe până în prezent. Măsurile care s-au dispus la nivel național au fost transmise către toate județele, iar în urma întâlnirii la CLCB, adică Centrul de Combatere Local al Bolilor, împreună cu domnul prefect, am făcut planul în care sunt implicate 3 instituții ale statului. S-au discutat despre toate evenimentele care pot apărea în cursul acestei boli pentru a putea gestiona în totalitate această boală. Scopul planului de eradicare este pentru depistarea timpurie a pestei porcine africane, prevenirea răspândirii pestei porcine africane la mistreți, prevenirea introducerii pestei porcine africane în populația de porci domestici, reducerea densității populației de mistreți, eradicarea pestei porcine africane la populația de mistreți din zona infectată. În data de 8-a, cum a spus și domnul prefect, s-a întâlnit CLCP-ul, iar în urma discuțiilor avute, s-au dispus măsuri suplimentare care s-au adăugat la planul de măsuri. Aceste toate măsuri suplimentare vor fi prezentate de către ISU Vâlcea. În ceea ce privește situația actuală, măsurile de profilaxie luate pe teritoriul județului Vâlcea, cu sprijinul domnului prefect, cu IPJ-ul și cu ISU, sunt foarte bune. Gestionăm deocamdată în totalitate pe tot teritoriul județului Vâlcea, atât în gospodăriile populației, cât și la fermele de porci, în ceea ce privește biosecuritatea. Se fac controle zilnice și raportele pe care le facem conform unei aplicări bine stabilite la nivel central. Vă mulțumesc. Domnul Goian, vă rog să prezentați dumneavoastră în completare măsurile suplimentare. Față de planul întâlnit anterior, s-au stabilit 3 anexe. Anexa numărul 1, măsuri preventive pentru PPA în România, respectiv. Se recoltează primarea probe pentru supravegherea bolii la toți mistreții vânați pentru supraveghere activă și morți pentru supraveghere pasivă. Se recoltează probe pentru supraveghere pasivă la toți porcii domestici bolnavi și morți. Se face permanent supravegherea și circulația animalelor în târgul. Săptămânal se face raportarea stării de sănătate a suinelor de exploatațiile non-profesionale. Se raportează din 2 în 2 zile starea de sănătate și mortalitățile de către exploatațiile comerciale. S-au demarat acțiuni de identificare a locurilor de îngropare care sunt prevăzute în anexa numărul 2. Săptămânal se fac întâlniri la nivelul CLCB pentru a se discuta probleme și măsurile de luat pentru supravegherea și combaterea. Nu, stați așa, ca să repunem adevărul în drepturile firești.
se vor face săptămânal. Deocamdată nu se fac săptămânal. Am avut prima și la următoarea suntem în vacanță. Deci e perioada liberă. Următoarea ar trebui să fie în săptămâna aceasta. Deci se vor face săptămâna. Așa ca să... De asemenea, s-au identificat locurile de depozitare a carcaselor de vitrez până la eliberarea buletinului de analiză. În anexa numărul 2 sunt prevăzute locurile de evocare a cadavrului în cazul apariției PPA. Acestea sunt la data de ieri 12.08, se identificaseră 18 locuri care au fost inventariate de către comisiile întocmite în acest sens. De ieri până astăzi au mai fost încă inventariate și stabilite încă 14 locații. La ora actuală avem 32. Spațiile de depozitare. Vânătoarea de mistrez se va efectua ținând cont de spațiile de depozitare ale fiecărui fond de vânătoare, din momentul recoltării probelor până la primirea buletinului de analiză, conform unor grafice stabilite de garda forestieră din timp și comunicate la DSVSA cu 48 de ore înainte de începerea activității. Rezultatele analizelor de laborator vor fi transmise administrațiilor fondurilor de vânătoare până de 48 de ore de la predarea probelor, în funcție de activitatea laboratorului. La nivelul județului Vâlcea am stabilit 9 puncte în care pot fi depozitate. Aceste spații de depozitare se vor amenaja numai în situații excepționale. Până atunci, depozitarea carcaselor intră în responsabilitatea gestionarii fondurilor de vânătoare.